haosul ăsta la nivel național, pentru că noi vedem bătrâni mutați pe vie, pe porumb, noaptea, pe tunari, pe gorj, pe tot felul de locuri. Vedem aziluri în care patronii se baricadează de teama controalelor și mai vedem și excesul de zel, tipic românesc, 4 lămâi, amenda, închiderea centrului. Puține dosare penale, puțini oameni care răspund. La PSD deja a început un pic de mișcare. Aflăm pe surse că domnul Stănescu este cel care urmează să solicite demisia doamnei Gabriela Firea. Discutăm despre ce se întâmplă în această criză oribilă care scoate la lumină cine suntem, poate noi toți ca societate. Pentru că azi au ieșit în stradă în București pe 40 de grade bolnavi de cancer. Unde în lumea asta s-a mai întâmplat așa ceva? Și nu răspunde nimeni pentru nimic. Sunt Ioana Constantin, începe a doua parte, Politica Zilei. Vă mulțumesc că sunteți aici pe B1 TV. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră din această a doua parte printr-o legătură telefonică directă și mulțumesc foarte mult. Marius Pieleanu, sociolog, bun găsit, domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Salut, Ioana, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, se alătură profesorul de economie, domnul Mircea Coșa. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor. De asemenea, deputatul USR, Radu Miruță, mulțumesc, Radu, și jurnalistul România Liberă, Laurențiu Mușoiu, mulțumesc, Laurențiu. Domnule Pieleanu, sunt multe paliere de răspundere, și morală, și politică, și instituțională, și penală, dar politic vorbind, avem această primă demisie a lui Budăi de la Ministerul Muncii. Despre doamna Firea nu știm multe lucruri, nu se consideră în niciun fel legată de toate aceste orori. E și ziua domniei sale, a și pupat-o astăzi domnul Ciolacu, dar aflăm că PSD-iștii cam au început să se agite pentru că răspunde tot partidul pentru această tragedie deja națională. Da, încet, încet Partidul Social Democrat își dă seama că acest scandal îi creează prejudicii de imagine care se, mă rog, operaționalizează într-o scădere a intenției de vot. Drept urmare, atunci când se va forma o opinie foarte clară în acest sens, cred că de-abia atunci conducerea partidului îi va cere doamnei Gabriela Firea, care ocupă o poziție importantă în managementul acestei organizații, îi va cere, cum spuneam, demisia. E puțin probabil ca doamna Firea să facă un gest de demisie de onoare, fiindcă așa cum o cunoaștem, profilul domniei sale nu recomandă astfel de inițiative care sunt, sigur, pentru apanajul bărbaților, oamenilor de stat, în sensul de oameni de stat, am spus, da, în sens de gen. Da, am înțeles foarte bine. Lucrurile astea de onoare, de misiile de onoare, dar înțeleg, nu intră în caracterizarea, în profilul doamnei Gabriela Firea. Da, eu cred, pe de-o parte, pentru că am avut ocazia să lucrez ceva ani în urmă, aproape zilnic o perioadă cu domnia sa, cred că personal nu avea habar de ororile, pentru că acolo au fost niște orori abominabile. Faptul însă că, prin prezența domniei sale, prin numirile pe care le-a făcut, prin susținerea unui anturaj care avea un comportament la limita eticii și a legalității, așa cum vedem în ultimele zile, sunt motive suficiente pentru a înțelege că e timpul schimbării. Adică, în mod normal, domnia sa ar trebui să-și ofere demisia de onoare și probabil că viața, cu siguranță, nu probabil, îi va da sau nu dreptate. Dacă este nevinovată, lucrurile în timp se vor reașeza. Dacă nu este vinovată, dacă este vinovată, atunci Dumnezeu cu mila. Este finalul carierei politice pentru doamna Firea, doamna Pieleanu? Nu știu, nu știu. Nu știu. Îndărădnicia cu care se agață denotă și alte cauze, nu numai cele legate pur și simplu de o candidatură la primărie. Vă repet, practica politică a oricărui partid și a oriunde ar fi în Europa este aceea a aplicării instituției demisiei de onoare. Nu-mi face plăcere să spun asta, credeți-mă. Eu nu am o părere proastă despre domnia sa, deși domnia sa m-a atacat de-a lungul timpului foarte dur, dar nu. Nu e vorba despre persoane, dar domnule Pieleanu, nimeni nu mai răspunde în țara asta pentru nimic, nu mai avem instituția demisiei, nu mai avem instituția răspunderii, suntem toți vinovați.
Suntem, da, asta e o discuție pe care odată când n-aveți teme, ar merita să o facem. Dacă societatea românească este și ea responsabilă de ororile, da, din lagărele de, din ororile din lagărele de concentrare, că sunt adevărate lagăre de concentrare și lagăre ale morții, da? Dacă noi, cetățenii de rând, numai pentru faptul că n-am știut, e suficient ca argument să ne declarăm nevinovați. Dar asta e o altă temă și sigur nu avem timp acum. Dar sigur, din punct de vedere politic, cineva trebuie să ne conteze. Este evident că nu Marcel Ciolacu. Da, să ne înțelegem. Adică are 2-3 săptămâni de când a venit, da? De ce s-a ajuns aici? Cred că, din păcate, este vina întregii clase politice a României din ultimii 33 de ani. Pentru că nimeni nu s-a plecat asupra acestor probleme uriașe pe care DICOT-ul și mai nou DNA-ul le constată pentru a le identifica și pentru a le rezolva. Doamne Pieleanu, dar nu e o problemă și a tuturor instituțiilor, dincolo de toate aceste nume, Firea, da, Budăi și așa mai departe, că eu văd poliția română, văd DICOT, văd instituțiile de control din subordinea de la Ministerul Muncii, adică pare că e o cangrenă în tot sistemul. Da, și cei care au cauționat în mod direct existența acestor, cum să spun, acțiuni care nu au legătură cu umanitatea. Adică noi nu mai vorbim aici de reguli, de drepturi, vorbim de umanismul din noi, valorile cu care ne naștem. Toți oamenii sunt buni de la natură, știți? Adică dacă vreți să o iau după iluminism. Da? Adică nu mai suntem buni de la natură. Batem oameni aflați într-o situație specială, bătrâni, care nu pot vorbi și care au schizofrenie. Doamne ferește! Doamne ferește! Acești oameni, îmi pare rău, trebuie trimiși 10 de ani la pușcărie. Dacă se fac direct vinovați, directorii de spitale, infirmiere, cadre medicale, ce doriți dumneavoastră, îngrijitori, autoritățile, asta de asistență socială. Toată lumea e acolo, domnule Pieleanu. La pușcărie! Așa am spus pușcărie. Și eu, la pușcărie, și aia care au făcut până acum, dar și aia care car acum bătrânii cu cerceafuri ca să scape de controle. Hai să zicem că de aia n-am știut, dar pe ăștia îi vedem acum. De ce nu rezolvăm cu ăștia de acum? Haideți să vedem un pic. Da, vă rog. Vreau să mai adaug o chestiune pe care merită spusă. Știu că o să vă enervez un pic în ghilimele. Nu mă enervați, vă rog. Se pare că au fost și niște bani europeni. Puțin, dar au fost în zonele astea de azil. Da, o să vină și doamna Chioveși. Știți când vă spuneam că s-ar putea să fie viitorul președinte al României? Dacă doamna Chioveși vine și rezolvă o problemă care a creat o emoție colectivă uriașă, ne afectează pe toți povestea asta. Adică ori pe noi, ori pe mamele noastre, pe părinții noștri, pe frații noștri, pe cine vreți. Va fi președintele României, cum să spun, amfanfar. Să fie amfanfar. Cine dorește, problema e că noi avem o problemă foarte mare. Eu nu știu în ce pădure amazoniană, în ce bucată de pământ pe unde trăiesc niște triburi, se mai întâmplă ce am văzut noi în aceste zile la noi. Somalia. Și acolo ori merge și bolnavii de cancer să facă proteste, dar domnul Rafila, credeți că mai rezistă, domnule Pieleanu? Domnul Rafila ar fi trebuit să-și dea demisia de onoare în secunda în care planul de prevenire a cancerului, care era o chestie foarte serioasă, a eșuat sau a tergiversat din cauza directă a domniei sale. Da, vă mulțumesc, domnule Pieleanu, foarte mult pentru o analiză. Dragi invitați, haideți să ne uităm nu la imaginile acestea absolut șocante, ci la ce făceau